Bună seara și bine ați revenit la O minte sănătoasă într-un corp sănătos. În seara asta vom vorbi despre bolile de colon și l-am invitat alături de noi pe domnul doctor Ghenea Adrian. Bună seara, Adrian, bine ai venit la noi. Bine, specialist chirurgie generală, proctologie, endoscopie și laparoscopie. Ai foarte multe îndemânări, să spun așa. Dar pentru că am zis să începem întâi cu bolile de colon, vreau să te întreb ce înseamnă bolile de colon și trebuie să ținem și cont de faptul că e o chestiune, o afecțiune de care foarte mulți se feresc, se rușinează și poate că nu ajung la timp la medic. Așa este. Din păcate, în ziua de astăzi ar trebui să lămurim niște lucruri, pentru că cei de acasă și populația, în primul rând, trebuie să înțeleagă că atunci când împărțim bolile colonului, sunt boli inflamatorii și acestea, la rândul său, poate să ducă în chestii destul de grave până la neoplasme. Sigur că, da, putem vorbi de un colon iritabil pe fond de stres, cel mai des întâlnit la tineri, de un colon spastic, despre polipii de colon, despre boli grave cum este rectocolita ulcero-hemoragică sau boala Crohn. Mai grave de atât este neoplasmul de colon. Dar putem vorbi și de acei hemoroizi? Sigur că da. Și de acele fisuri? Sigur. Aceste patologii care, din prima chestie, aș spune că da, ne ține acasă de rușine de a ne adresa acelui medic, duce într-o problemă destul de gravă de-a lungul timpului, deoarece cei mai mulți sunt tineri care au de obicei probleme destul de minore, acele fisuri anale sau o boală hemoroidală simplă, dar care poate să ascundă în spate cu totul o altă boală. De aceea vă recomand la toată lumea să mergeți pentru un consult, cu toată rușinea, se va termina în 10-15 minute și o să plecați de acolo lămuriți. Nu așteptați ani în șir sau luni sau ani ca să vă pună cineva un diagnostic. Orice medic, pentru o primă părere, orice medic chirurg vă poate da această părere fără îndoială. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp, da? Tu ești un doctor extrem de drăguț, să spun așa, în care, într-adevăr, toți cei cu care am vorbit sau am colaborat sau au fost la tine, am văzut că nu au niciun fel de reținere. Deci, asta este, se depășește. Ai tu un stil al tău, da, în care lumea vine extrem de relaxată. Exact cum trebuie, extrem de relaxată, pentru că la el trebuie să mergem extrem de relaxați. Sper. Într-adevăr, acest lucru se întâmplă mai ales după prima întâlnire. Pentru că acel consult nu trebuie să fie o chestie de care să ne fie frică, trebuie să fie o chestie cu un diagnostic cât mai cert. Pentru aceasta medicul face examinarea respectivă, cât de rușinoasă ea n-ar fi, ne cere investigațiile complementare, cum ar fi, așa zis, colonoscopie, uneori și un RMN, alteori alte investigații, cum este capsula endoscopică, de care toată lumea a auzit, dar cu certitudine, într-un serviciu de endoscopie corect, se va face o investigație completă, cap-coadă. Ce înseamnă prima vizită, practic, la tine? Prima vizită înseamnă că vine omul, îmi povestește despre ce îl doare, care este suferința acestuia. Cu siguranță, în acea discuție, eu strâng anamneza pacientului și aflu despre ce boli asociate mai are dânsul sau dânsa, care îmi pun sau niște semne de întrebare și știm ce avem de făcut mai departe. În sine, consultul se petrece într-o poziție cât mai comodă, fără să fie o chestie dureroasă. Asta e important, pentru că toți își imaginează că consultul, cine știe în ce poziție, nu, este într-o poziție... Nu, este într-o poziție, într-un decubit laterodorsal stâng, cum zicem noi, cum stă fătul în burtică la mămică. Se consultă pacientul, depinde și pentru ce afecțiune, evident. Și aceasta contează foarte mult, pentru că
pacientul se simte în confortul său până la capăt. Și cu siguranță, credeți-mă că am o experiență destul de mare de peste 15 ani în acest domeniu și când zic 15 ani înseamnă peste 1000 de pacienți anual, noi, înseamnă că am văzut ceva pacienți și știu cum, ce se întâmplă cu ei. Și că nu se întâmplă și nu este, nici n-ar trebui să ne gândim că este ceva rușinos. Sigur că da, pentru că până la urmă, cu toată rușinea care vin, și mai ales vorbesc de cei tineri, cei în vârstnici deja știu ce înseamnă aceste consultații, dar tinerii își dau seama abia după aceea că au făcut alegerea corectă, că au venit și s-au lămurit cu problema. Pentru că altfel trăiesc o iluzie pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, în care cred că am un hemoroid și de fapt în spate se ascunde o boală inflamatorie în urma unui regim, ca să zicem așa, descoperă niște lucruri care nu sunt prea plăcute și poate nu le convine intestinului lor. De aceea vă rog frumos pe toată lumea, când aveți o problemă, nu ezitați să mergeți la un consult, că este într-un serviciu de gastroenterologie sau chirurgie, proctologie și mai bine, pentru că oamenii de acolo sunt specializați în chestia asta. Toți care fac astfel de supra-specializări în afara de școala bine știută, rezidențiat, fac niște cursuri specializate care încearcă să se țină la zi cu cele mai noi tehnici și tratamente moderne din ziua de azi. Cum de-ai ajuns la chirurgie, la proctologie? Eu vin din Republica Moldova, unde m-am născut. Acolo am terminat și facultatea la Chișinău. În 98 am venit rezident la Fundeni. Am lucrat la Fundeni, unde știu toți oamenii și toți pacienții. Marea majoritatea lumii cunoaște ce înseamnă spitalul Fundeni, începând de la o patologie benignă și până la transplantul deficat. După care am luat acest drum al proctologiei și endoscopiei, unde asta am vrut să fac. Am devenit specialist în 2003 și cred că din acea perioadă, an de an, am fost la câte un curs în străinătate pe acest domeniu. Că a fost asta la Sankt Petersburg sau a fost asta la în Zürich, în Londra, ultimul din decembrie, îmi scap acum să le spun pe toate, dar sigur că da, în afară de a merge la un congres, cele mai importante și cele mai frumoase se întâmplă atunci când mergi la niște cursuri unde vezi când operează de față cu tine, unde poți să dai întrebări și să-ți răspunde de ce anume acest mod și nu altfel. Asta cred că contează destul de mult. Legat de patologia colonului, de afecțiunile colonului, au evoluat ca tehnici, tehnologii de vindecare, de intervenție. De 2003 până acum sunt foarte mulți ani. S-au schimbat lucrurile? Sigur că da. Tendința este evident către laparoscopie sau cât mai puțină suferința pacientului. Practic, așa se și vede problema cu laparoscopia, însemnând suferința bolnavului postoperator este transmisă, așa zis, către chirurgul în timpul intervenției chirurgicale. Operațiile poate durează un pic mai mult, în unele cazuri depinde de măestria fiecăruia, durează și mai puțin. Sunt reduse la un timp cât mai limitat. Evident, și acestea au niște indicații, dar având în vedere 2003, când erau la un număr mare, la o scară mare de intervenții chirurgicale, vorbind de patologia colonului, operații deschise, acum tot mai des auzim de chirurgia colonului pe cale laparoscopică. De ce afecțiunea ale colonului? Ai spus mai devreme că în urma unor regimuri, deci trebuie să fim atenți la aceste regimuri? Sigur că da. Mai nou o să auzim și din serviciile complementare de gastroenterologie că mulți tineri fac un fel de intoleranță la alimente. Acestea sunt investigate și diagnosticate de-a lungul timpului și mai nou acum și la noi sunt niște
pachete de investigație, o să le găsim în clinicile private, poate chiar și la cele de stat, scuze, probabil, nu știu să vă zic sigur, în care dintre ele, dar privat sigur găsim. Aceste pachete ne spun foarte clar dacă noi avem o intoleranță. Ce înseamnă aceasta? E ca un fel de alergii la anumite alimente și care organismul nostru nu le tolerează. Sau alergii pe care tu nu le simți? Sau, știi, la alergie când spui, te ufliți, apar bube pe tine, te sigur mănâncă că da. Pielea. Aici pot fi alergii. Alergii ce ascunse, accelerează tranzitul, sigur că da. Atunci când tranzitul este accelerat, înseamnă în loc de o leziune, vorbim de un tranzit pe zi și dacă sunt 5-6, sunt unii oameni care pot să aibă colon iritabil și ajung și la 7-8 scaune pe zi, ceea ce dacă avem un polip lezat de atâtea ori pe zi, el se transformă și crește. Sigur că da, și cu care mă lupt cel mai mult este să intre oamenii de la 50 de ani în sus, să intre într-un screening, adică înseamnă niște investigații standard pentru toți, indiferent că este de la țară, că e de la oraș, cum am plinit 50 de ani să facă o colonoscopie, că este mama, că e tata, că e bunicul, vă rog frumos să insistați pe chestia asta. Această investigație ne poate salva de acea boală gravă pe care toți o cunoaștem, neoplasmul de colon, doar făcând o colonoscopie preventivă. Începând de pe la 50 de ani este indicația absolută, iar cei mai tineri trebuie să facă aceste investigații chiar dinainte dacă au antecedente personale în familie. Evident, vorbim de rude grad 1. Când zicem colonoscopie, toată lumea o să zică, vai, că e dureros, că știu din experiență. Deci când spun de colonoscopie, toți se sperie, marea majoritate, 90% din cei pe care îi cunosc eu se sperie. Nu spunem că mulți din cei pe care îi cunosc eu nu se duc să facă colonoscopia. O mare, mare greșeală. Sincer vă spun că în serviciul nostru, cu siguranță sunt decontate și de către Casa de Asigurări de Sănătate, puteți să vă înscriți în programul respectiv și să faceți aceste investigații. Se face și cu anestezie totală, adică chiar pacientul nu simte nimic, a venit, vine un medic anestezist, îl adorme, s-a trezit, s-a terminat investigația. Este un confort deosebit și credeți-mă că n-aș recomanda asta dacă n-aș ști acest lucru. Practic, colonoscopia nu implică nimic, nu implică niciun fel de durere, nici nu durează foarte mult. Da. Dacă este, dar în momentul în care el este sedat, nici nu știe când trece timpul. Sigur că da. Și cu asta poți să te salvezi de foarte multe lucruri rele. Cu siguranță. În primul rând, când apare o leziune, ea poate fi vizualizată, în același timp poate fi biopsiată, da? Iar dacă sunt pe mâna unui maestru, colegi de-ai noștri, care sunt cum e Eugen Crăciun, poate face o polipectomie pe loc și noi putem face dacă ni se întâmplă acest lucru, evident, dar nu înseamnă că toți trebuie să avem un polip de colon, nu? Ce înseamnă polipul și de ce apare el? Din cauza iritațiilor pe colon, dacă se întâmplă să crească, e ca o aluniță. Crește și se dezvoltă. Iritații date odată de alimente sau numai de alimente? În primul rând de alimente. Evident că există și forma ereditară aceasta când moștenim de la unul dintre părinți, genetic, dar se poate întâmpla și acest lucru. Ei trebuie să îndepărtați? În mod normal, da. În dimensiunile foarte mici, atunci când sunt hiperplastici, poate și nu. Adică sunt biopsiați, se trimite rezultatul la un examen bioptic, care ne spune foarte clar de ce natură sunt acei polipi. Dacă polipul este de natură benignă, adică bun, atunci se lasă în pace. Doar dacă sunt dimensiunile depășite, atunci da, se extirpă. În general, orice polip este un 5 mm trebuie scos. Ce implică asta? Nimic. Ca intervenție sau... O pregătire corectă pentru o colonoscopie în mâna unui endoscopist poate să facă această procedură pe loc. Deci, fără niciun fel de suferință ulterioară, nu rămâne internat, nu... Evident, ca orice procedură, ca orice gest medical are complicațiile sale și riscurile sale, dar ele sunt reduse la minim în mâna unor oameni competenți.
cu siguranță o să aflați atunci când mergeți în serviciu de colonoscopie, că prima investigație se face doar cu scop de diagnostic și asta o facem toți, iar când întâmpinăm într-adevăr niște probleme de tip polip care sunt mari, atunci trebuie să apelăm la niște specialiști anume care au un grad special de pregătire și pot să fac aceste manevre care pe vremuri, în acei 2003, se făceau poate chiar și cu ajutorul chirurgiei deschise. Să ajungem la cel mai frecvent lucru pe care îl auzim, hemoroidul, boala hemoroidală, unde iarăși toată lumea încearcă să se vindece singur. Se poate vindeca de la sine folosind supozitoare, tot felul de antiinflamatoare, tot felul de prișnițe. Nu. Cu siguranță, în primul rând vreau să atenționez pe toată lumea, nu vă puneți diagnosticul singur ei. De multe ori primesc și eu telefoane și mesaje că, domnul doctor, vă rog frumos, am o gâlmă la fund și poate de asta mi se întâmplă, pot să pun cu tare sau cu tare. Credeți-mă că niciodată n-am să vă dau un sfat ce medicament să luați până nu vedem despre ce e vorba. Atunci când vedem, noi știm ce diagnostic avem și cu ce ne confruntăm, deoarece acea gâlmă poate fi și un absces. Asta înseamnă puroi, asta înseamnă o infecție, poate fi uneori ușoară, de suprafață și altădată să fie o chestie mult mai gravă, ce necesită poate o intervenție, poate chiar două. Iar când vorbim de absces, înseamnă clar o urgență medicală. Boala hemoroidală, în ziua de astăzi este o chestie în care punem un diagnostic corect. Orice medic poate să ne dea un prim ajutor în sensul să ne spună cât de urgent este să mă tratez, ce fel de tratament să fac și dacă tratamentul nu corespunde sau evoluția mea nu corespunde cu ceea ce mi-a zis medicul care m-a examinat, atunci putem cere, sigur, o părere specifică de proctologie, sigur. Deci, să înțeleg că hemoroidul poate fi tratat și medicamentos sau poate fi ameliorat? Poate fi ameliorat, deoarece boala hemoroidală în sine înseamnă ca o dilatație varicoasă, doar că e la nivelul rectului. Sigur că fiecare dintre noi, dacă își face un pic temele, inclusiv pe așa zisul marele Google, internet, o să afle că sunt hemoroizi interni, externi. Cred că doar aceasta o să ducă orice pacient într-o eroare. Consider că este cel mai corect să merg la un specialist care să-mi spună clar dacă am și mă confrunt cu boala hemoroidală sau cu o fisură anală sau cu o rectocolită, o boală des întâlnită în rândul tinerilor. Ce înseamnă rectocolită? Înseamnă niște afecțiuni la nivelul mucoasei rectale care duce până la ulcerații. Și acestea trebuie tratate într-un serviciu de gastroenterologie cu niște investigații care se tot repetă, acele colonoscopii sau rectoscopii după aia, dar de cele mai multe ori colonoscopii care ne spun despre diagnostic, s-a extins sau nu boala, în urma tratamentului s-a remis, ce trebuie să facă. Deci trebuie să acordăm o atenție deosebită. Sigur că da. Mai ales că în cazul rectocolitei, de multe ori pot să apară acei polipi care se transformă foarte ușor în partea malignă, în cearea. Hemoroize ajung să fie scoși. Da. Chirurgical. Tratamentele sunt parte în minim invaziv sau tratamentul chirurgical. Dacă vorbim de tratament minim invaziv, sigur că da, o să auzim de așa zisele ștrangulări, ligaturi cu benzi elastice, scleroterapii, fototermocoagulări sau tratamentul cu infraroșu. Pe scară largă, în gradele 1, mai puțin regim și poate bandări. În gradul 2 vă recomand, cu siguranță și orice medic specialist din domeniu o să vă recomande ștrangularea cu benzi elastice sau bandări. În schimb, discuția mare apare în gradele 3 și 4, unde ducem între patologia respectivă trebuie tratată cu acest tratament minim invaziv sau intervenția chirurgicală. Cred că este mai bine să se spună acest lucru de către un medic specialist care va evalua tot cazul, vârsta pacientului, bolile asociate, merită sau nu, poate are un tratament adiacent care nu-i permite să facă acele banderi. Deci nu întotdeauna cu elastice, cum spun toți, da?
se rezolvă un caz de genul acesta. Sigur. Deci mai mult de atât, are și contraindicații. Sigur. Chiar e bine de știut acest lucru că în unele patologii, mai ales atunci când vorbim de bolile de inimă, bolnavul cardiac poate să ia antiagregante, anticoagulante, care poate să facă ca metoda să dea eșec. Și atunci este mult mai firesc și mai corect să mergem pe un tratament chirurgical. Da, poate dureros inițial, dar zâmbetul de pe buze la pacientul vindecat, credeți-mă, nu pot să-l uit. Și cred că asta e cea mai mare bucurie a chirurgiei. N-am să intru în detalii despre tratamentul chirurgical. Sigur că da, știm cu toții că există așa numitul mecanism de Stepler, HAL, RAR, THD sau intervenția chirurgicală Milligan-Morgan. Asta va stabili fiecare medic în dependență de ceea ce știe, ceea ce a învățat, ce poate să facă pe cazul fiecăruia dintre Important este pacient. Rezultatul obținut. Deci să înțeleg că o intervenție chirurgicală pe genul ăsta de caz este un pic îndureroasă. Este, așa este, doar că în ziua de astăzi există pastile, putem apela la acest ajutor, există posibilitatea să primim aceste pastile ca să ducem durerea la un minim. Dacă îmi spuneai, aș fi fost foarte fericită să-mi spui, nu doare deloc. Nu pot să zic aceasta, nu mint. Nu minți. Să ajungem la iarăși o situație foarte des întâlnită și de care lumea spune că nu scapă sau că nu reușește să-și rezolve problema acele fisuri anale. Discuția pentru această patologie este, vorbim de o leziune de canal anal. Ca să înțelegem ce se întâmplă și de ce este atât de intens discutată fisura anală. În ultima parte a colonului, numitul canal anal, în acei 3-4 cm, sunt o mulțime de terminațiuni nervoase. Doare fisura în sine. Da? Asta înseamnă că la fiecare scaun, pacientul are dureri. Și atunci, evident că putem da un antiinflamator, un antalgic ca să scăpăm de această durere, dar am și chiar cu asta pot să vă spun foarte sincer că rezultatele noastre sunt undeva la 74-75% din pacienți vindecați doar cu creme. Există evident și toxina botulinică, intervențiile chirurgicale n-aș zice decât că am ultimii 8 ani, cred că s-a întâmplat la sub 5% dintre pacienți, toți au fost vindecați prin aceste tratamente minim-invazive. Sigur că da, fiecare dintre fisuri trebuie să înțelegem că este o poartă de infecție și atunci când această poartă nu este controlată corect sau tratamentul durează mult prea mult, cu siguranță sau șansele pacientului sunt să facă o infecție locală. Ca această infecție să debuteze printr-un absces sau să apară o fistulă ulterioară, care are alte forme de tratament. Toate acestea sunt într-un context, într-un complex întreg în ceea ce înseamnă presiunea din amonte, adică din susul acestui aparat sfincterian, unde sunt afectate și n-am să povestesc, începând de la femeile care au suferit în urma nașterilor normale cu acele episiotomii, acele tăieturi și simplele paciente tinere care au un scaun mai dur, o constipație violentă care duce în această ruptură. Dar, cu siguranță, dacă mergeți la un medic specialist, o să găsiți o soluție. Se par că soluțiile, deci asta dacă spui că numai cu creme, e interesat. Pentru că foarte mulți văd lucrul ăsta ca fiind extrem de greu de rezolvat. De ce oare? Poate pentru că au încercat sau n-am auzit foarte multă lume fericită. Acestea sunt date statistice, dar nu... Sunt date statistice. Da, pentru că foarte puțină lume cred că cunoaște sau se duce acolo unde trebuie. Cred că foarte puțină lume, de fapt, se tratează singură. Sigur. Sau se tratează prin ce a auzit de la cel la care s-a dus. Păi ce i-a făcut ăla? I-a dat niște supozitoare, ia și tu. Știi? Există tendința asta încă. A, da, cred că citim pe internet, ne tratăm pe internet. Da. Blogării, vloggerii, toți s-au dus, dau sfaturi mai departe.
este total eronat din punctul meu de vedere, pentru că pacientul trebuie să se consulte cu medicul. Altfel va strânge o informație greșită despre o altă patologie și n-am pățit-o odată, am pățit-o de multe ori când vine pacientul și îmi povestește n-am venit că am cutare și mi-era frică de cutare și când de fapt să descoperim că de fapt are o chestie banală crezând că are o boală hemoroidală, de fapt nu o avea și chestii de genul ăsta. Sigur că da, internetul este o sursă mare de informație. Ador chestia asta, sincer, pentru că oricând poți să apelezi la el și să-ți găsești informația. Dar trierea acestei informații ține de noi și trebuie să știm ce să căutăm. Măcar acel diagnostic, dacă este pus, deja ne îndrumăm către acea cameră în care putem să găsim cartea cu răspunsuri. Vă rog să nu ezitați din toată rușinea și nu se întâmplă nimic, pentru că în cabinetul medical sunteți doar dumneavoastră cu medicul și asistenta. În 15 minute ați plecat acasă, lămuriți și 70% știți ce aveți de făcut, dacă nu chiar 100%. 50% vindecați, că atunci când mai știi mult ce decât ai, 50, sigur te vindeci că... mult mai mult, da, 50%. Cum am putea să prevenim toate lucrurile astea? Mă gândesc acum, sunt foarte mulți tineri care stau la birou. Nu știu, mă gândesc, are vreo importanță lucrul ăsta? Sigur. Pe scaun. Indiferent că fac un sport de o oră, poate la două zile, ei ori în șir stau pe scaun, ori în șir stau în fața calculatorului. Contează lucrul ăsta? Ce ar trebui să fac? Dacă vorbim de boala hemoroidală, sigur că da, pe vremuri se spunea că este boala șoferilor, oamenii care conduceau foarte mult. În ziua de astăzi s-a transformat în boala oamenilor de IT, care stau la fel de mult. Stând, am mai spus-o și în alte rânduri că sedentarismul acesta nu dă bine și ne face rău. Staza pelvină duce în apariția unor patologii la nivelul bazinului, sigur că da, și la nivelul picioarelor, și asta înseamnă dilatații venoase. Dacă noi conștientizăm ce probleme avem de-a lungul timpului, știm că îmi fac timp să merg la o sală de sport, să fac un pic de mișcare, să mă țin de acel alergat în weekend, chiar dacă merg joia cu băieții la un fotbal, acest lucru va fi minunat. Dar să fim constanți. Atunci când muncim mai mult, și multă lume, din păcate, muncește toată ziua stând în fața calculatorului, statul acesta înșezut poate uneori să se ducă dincolo de cele 8 ore, iar dacă nu compensăm cu acea mișcare, nu ne face sigur bine. Deci mișcarea trebuie să fie alertați, mă rog, dar ce să facă să prevină? Să vină să se controleze cu asta, chiar dacă nu au? N-am să abuzez acum de halatul alb. Ce înseamnă profilaxie? Profilaxie înseamnă în felul următor. Pacientul trebuie să-și dea seama atunci când ceva este neregulă cu el și pentru asta trebuie să meargă la un specialist. Singurul și cel mai ușor drum este, evident, că mergem la medicul de familie și acesta trebuie să ne îndrume la care dintre specialități trebuie să ajung. Partea de profilaxie, acum, dacă mă întreb pe fiecare dintre boli separată, ar trebui să ne întindem foarte mult și să vă expun. Da, este foarte interesant. Pe scurt. Sigur, aș zice câteva lucruri. Întotdeauna cuvântul abuz, că este vorba de iute, că este vorba de alcool, că este vorba de cafea sau de alte tonice, aș zice că o să facă rău. Sigur că vorbim de intestin, vorbim de sistemul cardiovascular, orice abuz, că vorbim de partea de iute, înseamnă să avem un tranzit mai accelerat. Alcool egal vasodilatație. Și asta știm foarte bine și de pe munte, când vii și ți este frig, o cană de un vin fierbinte te face să te încălzești mai ușor, dar nu știm efectul advers, pentru că dacă vei rămâne acolo în frig, la fel de repede vei și îngheța. Vasul înseamnă dilatat. De atunci, ăsta e un motiv cu care am foarte des probleme cu pacienții recent operați, care mă întreabă când am voie să consum alcool și le răspund foarte clar că cele următoarele 3-6 luni de zile nu au voie să consume acest lucru, pentru că luăm boala de la capăt. Și atunci ce zice omul? Ia zi, între alcool și tratament, cât la sută alege tratamentul?
intervenției. Cu siguranță, marea majoritate, pentru că atunci când ajung la mine, din păcate, sunt cam în stadiile acele în care sunt de operat și după ce trec și când ajung la capătul tunelului unde era luminița și se văd într-o altă lume și cât de bine poate să fie după, nu se mai apleacă să mai mănânce iute, nu consumă alcool sau alcool ponderat, evident că da, dar vorbesc de cuvântul care l-am zis de la început, abuzul. Atunci când vorbim de mai mult de 1-2 pahare, când vorbim de mâncări foarte iuți, nu o să dăm acum nume de unde, ce și cum, sunt oameni care le prepară și acasă. Mișcarea? Mișcarea, sigur că da, nu o să... Am să recunosc că este foarte important acest lucru, pentru că asta ne pune sângele în circulație, sângele circulând menține acele valve de la nivelul venilor ca să fie împins sângele în sus, către inimă. Sigur că întotdeauna da pro pentru mișcare. Altceva? În notul? Da, cu siguranță ne face foarte bine. Partea de profilaxie, cam aici asta, în partea de regim, în ceea ce am grijă la ceea ce mănânc. Pentru cei care fac diete, pentru partea de slăbit. Detoxifierile astea sau cum se cheamă. Ce părere ai? E foarte important și mă bucur că mi-am adus aminte să te întreb. Detoxurile astea, unde înghiți tot felul de pulber care drenează spugă, îți curăță colonul, se fac tot felul de clisme. Ce părere ai tu, ca medic? Clisme care de... îți curăță mucoasa. Cred că există o specialitate numită nutriționist care ar putea să vă răspundă poate la aceste întrebări. Cu siguranță ei trebuie să facă niște seturi de analize la începutul acestei cure de slăbit, de detoxifiere. Sunt împotriva acelor clisme pentru curățarea intestinului, de parcă am avea un vas care trebuie să-l spălăm. Să înțelegem că doar dacă lichidul gastric se revarsă din stomac în esofag, apar acele celule care se mută în esofag din stomac și se apare acel esofag baret, e o predispoziție de neoplasm. Nu este evident demonstrat, dar am să zic așa că, pentru că e o metodă foarte nouă chestia asta cu clismele, cu 5-7 litri de apă și așa mai departe, având în vedere că intestinul gros are în jur de 1,5 metri, să bagi un volum atât de mare de apă, înseamnă să-l dilați. Chiar dacă inițial o să vezi o aparență, vai ce curat e și cât de bine este că mi-am curățat totul, striațiile de la acel nivel și tot intestinul se va dilata foarte mult. Asta nu face deloc bine pe viitor, pentru că el va înțelege că aceasta este capacitatea lui de maxim în care trebuie să umple ca să ne spună dimineața acel clopoțel că trebuie să mergem la baie. Este complet nociv, consider eu. E doar părerea mea. Evident, poate că alții o să găsească alte studii. În ziua de astăzi, destul de multe studii apar de pe nicăieri și zic că este mult mai bine așa. Nu mă bag, dar am să zic că din experiența mea proprie și personală vă spun că am văzut tineri după curile acestea de detoxifiere cu boli inflamatorii care și le-au descoperit în urma acestora, motiv pentru care aș zice nu, sau doar cu îndrumarea unui medic nutriționist. Pentru că am vorbit atâta despre colon, mă gândeam să ne vorbești un pic despre colecist și intervențiile laparoscopice. Okay. Toată lumea spune o chestie foarte simplă, după care vorbesc din punct de vedere al pacientului. După care nu e chiar atât de simplu. El are o perioadă de recuperare. Toată lumea are senzație că colecistectomie sau, să spunem, scoaterea colecistului laparoscopic, da, poate că postoperator, să spun, simptomatologia de recuperare nu mai este atât de grea și totuși nu sărim în șotronul într-o zi, două. Sigur că da, dar că am să zic în felul următor.
Colecistul este o vezică sau vezica biliară, cea în care atunci când este leniș se formează acei calculi. Practic, de ce se face colecistectomie? Este pentru că acei calculi, și mai ales vorbim de cei mici, pot să migreze. În timpul migrației acestora se pot duce în calea principală, numită coledoc sau în orificiu de ieșire în intestin, care este comun cu cel al pancreasului, iar atunci când se enclavează în acel orificiu, poate apar alte probleme. Cu siguranță, în afară de staza hepatică care crește și apare în amonte, cel mai periculos este pancreatita. O boală foarte grea și cu multe ori se întâmplă și decese. Motiv pentru care, da, cu siguranță sunt pentru această intervenție chirurgicală, care durează în medie 30 de minute, iar evoluția pacientului este foarte bună, adică pacientul nu are dureri sau durerile sunt foarte mici. În ziua 1, a doua zi postoperatorie sau prima zi postoperatorie, mulți dintre noi lasă un tub de dren, se scoate tubul de dren și pacientul pleacă acasă. E o intervenție banală și care ne salvează de multe chestii viitor. Cât de banală poate să fie această intervenție? Adică poate să o facă oricine? Nu, evident că trebuie să facă... Mie nimic nu mi se pare banal de genul ăsta. Trebuie să fie un chirurg care are o competență de laparoscopie. În ziua de astăzi, da, am să-ți răspund da, dar cam 90% din chirurgii noștri știu să facă această operație laparoscopică. Foarte, deci este o intervenție banală pentru chirurgii noștri. Da, da, așa este. 30 de minute, pacientul fericit, durerile, să înțeleg că nu sunt postoperatori. 30 de minute înseamnă intervenția chirurgicală medie. E evident, există o perioadă mai lungă cât el se află în sală până se face anestezie și până iese, dar cam așa e, atât durează. Și după aceea pacientul poate să mănânce orice? Maioneză, smântână, ouă, tot ce nu și-a putut, nu mai putea el să facă lucrul ăsta. Sigur că în primele, nu știu, 10 zile, 2-3 săptămâni ar trebui să țină un regim care o să-l învețe fiecare dintre colegii mei. Trebuie să mănânce mai ponderat și poate porții chiar mai mici până se acomodează un pic pacientul. Dar după aceea, da, poate să mănânce și maioneză și de toate. Mulți, uite, o să-ți pun o întrebare. După colecistectomie, la câțiva sau poate după un an, doi, la 5 ani, au aceleași senzații, le apar, ia spune mai să le explicăm, le apar ca și cum ar avea colecistul aceleași suferințe și aceleași reacții de respingere față de alimentele care înainte le provocau suferință. Există posibilitatea asta sau e doar mințișoara lor lucrează? Sau ce se întâmplă? Sunt două aspecte. Sigur că da, poate să fie aceasta. Deci este foarte important să ascultăm bine pacientul înainte. Să vedem ce se întâmplă cu el. Și da, uneori chiar și această soluție de colecistectomie, adică intervenția înseamnă, este de a scoate din posibila problemă acest colecist leneș sau de multe ori când se enclavează, când apare colecistita acută, când acel calcul se enclavează în ductul cistic. Și când ne scoatem colecistul? Atunci când avem pietre, în primul rând. Da, aia când doare... colecist leneș, ce înseamnă colecist? Că spune, am o bilă leneșă. Sigur că da. Dar nu este de operat. Asta înseamnă că colecistul, chiar dacă între timp pacientul a mâncat, nu a secretat acea bilă din el și atunci rămâne acolo. Asta este senzația pacientului, și niciodată. Invers, nu există așa ceva, nu poate să fie, nu poate să existe așa ceva. Pentru care există tot felul de pasteluțe care ne dă medicul specialist gastroenterolog și ne va spune ce avem de făcut. Iar în momentul în care se consideră că pentru un colecist leneș nu înseamnă neapărat să facem intervenția chirurgicală. Există tratamente care accelerează această secreție din colecist a bilei respective, în tubul digestiv. Dacă are nisip? Nici nisipul nu are indicație. Nu există așa ceva, nu se scoate.
laparoscopică. Ești... nu, hai să nu vorbesc de fan. Faci aceste intervenții și nu numai pentru colecist. Ar trebui lumea să știe, pentru că mulți încă se operează, se duc, nu cunosc. Și sunt locuri în țara asta unde sunt operați clasici. Când facem operația clasică de colecist? Se mai face? Există vreo situație? Pentru există că... situații când intervenția chirurgicală se convertește. Atunci ce când, asta? Adică se schimbă tactica de intervenție chirurgicală. În momentul când se vizualizează toate organele intraoperator și intervenția chirurgicală devine dificilă sau deraparea unei ligaturi, unui clip care trebuie să oprească un flux sanguin și trebuie intervenit chirurgical, atunci, din păcate, intervenția chirurgicală se transformă în cea clasică cu incizia subcostală. Unde asigură mai mult pacientul, deci se face scop, pentru că mulți se sperie sau o consideră malpraxis sau am auzit tot felul de discuții de genul ăsta. Deci este necesar. Eu nu cred că se trezește vreunul din colegii mei de dimineață să facă un rău unui bolnav. Toți mergem să ajutăm, pentru că ăsta e scopul pentru care ne-am ales această meserie. E o meserie, cred eu, că nobilă, și nu cred într-o reavoință a unuia dintre noi. Acel lucru de conversie a unei intervenții laparoscopice într-una deschisă este pentru a salva bolnavul, pentru că altfel lucrurile pot să denatureze în așa fel încât, din păcate, să fii medic înseamnă să ai pe mâini viața omului. Deci se poate schimba, cum s-ar spune, planul de tratament chiar în timpul intervenției? Sigur că da. Dar asta în scopul benefic al pacientului? Da. Nu pentru că nu ar fi știut dinainte sau... Apar lucruri și situații unde te determină să faci acest gen tehnica, de intervenție. Da. Mă bucur foarte mult că ai fost alături de noi în această seară. Te mai așteptăm. O să vorbim despre alte și alte lucruri. Și dumneavoastră vă mulțumesc și vă aștept cu drag data viitoare. La revedere!